Bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube. Numele meu este Andreea și în video de astăzi o să facem împreună mâinile și picioarele păpușii Bell. Și pentru a începe să facem mâinile și picioarele, o să avem nevoie de două nuanțe, de galben și de culoarea pielii. Eu folosesc Prolana numărul 22 la galben și la culoarea pielii, ca de obicei, Catania numărul 263. Și începem cu galben. Și facem cercul magic. Și înăuntru facem 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, închidem cercul magic și lucrăm cu marcatorul de rânduri. Rândul 2, facem 6 înmulțiri. La finalul rândului trebuie să avem 12 piciorușe scurte. Opa! Încă o dată. Și începem în primul ochi, facem prima înmulțire. Și tot așa până la finalul rândului. Trebuie să facem 6 înmulțiri, la finalul rândului avem 12 piciorușe. Rândul 3 îl facem tot cu 12 piciorușe. La rândul 3 nu facem nicio înmulțire, nimic. Facem doar 12 piciorușe scurte. După ce terminăm rândul 3, facem rândul 4, unde ne formăm degetul. Dacă rândul 3 este gata, acum facem rândul 4 și începem să, prima oară, începem să formăm degetul. Da? Și luăm jeteu pe croșetă și scoatem prima oară. Luăm din nou jeteu pe croșetă, introducem croșeta și avem 1, 2, 3, 4, 5 pe croșetă, luăm din nou jeteu, introducem și ieșim prin toate. Practic, mâna este la fel ca și la celelalte păpuși, doar că aici facem o parte cu galben și o parte cu culoarea pielii. Eu am să vă zic până unde trebuie să facem cu galben. Deocamdată suntem la rândul 4 și continuăm să mai facem încă 11 piciorușe. 2, 3 și tot așa până la finalul rândului. Rândul 4 este gata, iar acum la rândul 5 trebuie să facem din nou 12 piciorușe, doar că primul ochi îl sărim și facem în al doilea ochi. Facem 1, 2, 3, 4, 5 și tot așa până terminăm rândul. La finalul rândului 5 trebuie să avem 12 piciorușe scurte. La rândul 6 facem în felul următor. Facem 2 piciorușe, fiecare în ochiul lui, 1, 2 piciorușe, după care facem 3 scăderi. Prima scădere, a doua scădere și o facem și pe a treia și încheiem rândul cu încă 4 piciorușe scurte. La finalul rândului trebuie să avem 9 piciorușe. 2, facem și pe al treilea. Și îl facem și pe al patrulea. Acum, de la rândul 7 și până la rândul 19, inclusiv rândul 19, le facem cu 9 piciorușe cu culoarea galbenă. În total sunt încă 13 rânduri pe care trebuie să le facem cu galben. După ce terminăm rândul 19, ne întâlnim să facem împreună mai departe. Și am ajuns la ultimul picioruș de la rândul 19, unde îl fac doar de jumătate, îmi iau ață culoarea pielii și închid piciorușul cu
ața de culoarea pielii. După care, de la rândul 20 și până la rândul 27, facem din nou cu 9 piciorușe. Doar că acum facem cu culoarea pielii. Cu galben la mâini am terminat. Da? Deci facem, tăiem galbenul, da? Și lucrăm de la rândul 20 și până la rândul 27, lucrăm 9 piciorușe la fiecare rând. Dacă rândul 27 este gata, acum la rândul 28 facem în felul următor. Facem un picioruș și o scădere. Din nou, un picioruș, o scădere. Și tot așa până la finalul rândului. Adică mai avem de făcut încă o dată, încă un picioruș și o scădere, iar la finalul rândului trebuie să avem 6 piciorușe. Mâna noastră este gata. Mai facem încă una la fel, după care ne apucăm să facem picioarele. Dar înainte să facem picioarele, da, ne luăm o sârmă plușată pe care o tăiem în două și le punem din nou în două. Da? Trebuie să avem 4 bucăți, după care le introducem aici în mână și nu uitați, faceți încă una fix la fel. După ce terminați amândouă mâinile, facem picioarele. Înainte să ne apucăm să facem piciorul, am să vă arăt cum trebuie să vă tăiați această sârmă și cum trebuie să vă faceți partea care vine băgată în talpa piciorului. Bucată de sârmă, luăm cleștele și îndoim partea de jos, după care mai îndoim încă o dată. Mai îndoim încă o dată, aici strângem frumos, da? Și ne tăiem sârma cam la 20 de centimetri, vedeți? Așa, o tăiem cam pe aici. Cam 20-21 de centimetri trebuie să aibă sârma când o tăiem. Ok. Și înainte de a merge mai departe, ne luăm un scotch și dăm de jur împrejurul sârmei până sus. Cele care vreți să faceți păpușelele pentru copilași mici, pentru fetițe micuțe de 3-4 anișori, cel mai bine ar fi să nu îi băgați sârmă înăuntru, să nu băgați nici în mână. Cel mai bine, dacă faceți pentru copilași mici, nu puneți sârmă înăuntru. Eu le fac pentru expoziție și atunci pot să pun liniștită sârmă și sârmă plușată și tot ce îmi doresc ca să stea păpușa în picioare stabilă. Acum ne apucăm de picior și începem cu 11 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și acum lucrăm din ochiul 2 și facem 9 piciorușe, 1, 2, 3, 4 și tot așa până ajungem la piciorușul 9. După ce am făcut cele 9 piciorușe, în ultimul ochi rămas, facem o înmulțire. Adică două piciorușe în același ochi. Ne întoarcem lucru și pe partea asta lantă facem din nou 9 piciorușe. La finalul rândului trebuie să avem 20 de piciorușe. 1, 2 și tot așa până facem încă 9 piciorușe. Am ajuns la finalul rândului, acum ne prindem cu un pas alunecat ochi de lanț. Rândul 2 facem în felul următor, facem 8 piciorușe, fiecare în ochiul lui, da? 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, după care facem 4 înmulțiri. Și vine o înmulțire, o facem și pe a doua, o facem și pe a treia înmulțire și acum o facem pe a patra. După care facem 7 piciorușe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și în ultimul ochi facem o înmulțire. Închidem rândul cu un pas alunecat. Ochi de lanț. La finalul rândului trebuie să avem 25 de piciorușe. Rândul 3 îl facem în felul următor. Facem 2 înmulțiri la început, da? Facem o înmulțire și o facem și pe a doua. După care facem 8 piciorușe. Facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. După aceea facem încă o dată 4 înmulțiri, da? Și facem prima înmulțire, a doua înmulțire, o facem și pe a treia, o facem și pe a patra. Opa! După cele 4 înmulțiri, facem din nou 8 piciorușe. Vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și încheiem rândul cu încă 3 înmulțiri. La finalul rândului trebuie să avem 34 de piciorușe. După care am terminat rândul 3 cu 34 de piciorușe, facem rândul 4, 5, 6, 7 și 8, le facem cu 34 de piciorușe. În total sunt 1, 2, 3, 4, 5 rânduri, da? Deci facem încă 5 rânduri cu 34 de piciorușe. Ne întâlnim la rândul 9. Dacă rândul 8 este gata, acum la rândul 9 facem în felul următor. Facem 13 piciorușe, 1, 2, 3, 4, 5, tot așa până facem 13 piciorușe. După cele 13 piciorușe, acum facem 4 scăderi. Vine o scădere, a doua scădere, o facem și pe a treia și o facem și pe a patra. Și încheiem rândul cu încă 13 piciorușe. La finalul rândului trebuie să avem 30 de piciorușe scurte. Acum la rândul 10 facem 9 piciorușe. Și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și îl facem și pe al 9-lea, după care facem 6 scăderi și vine 1, 2, 3, o facem și pe a 4-a, a 5-a scădere și o facem pe ultima, a 6-a scădere și încheiem rândul cu încă 9 piciorușe scurte. La finalul rândului trebuie să avem 24 de piciorușe.
La rândul 11 facem în felul următor. Facem 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. După care facem 5 scăderi. Și vine o scădere, două scăderi, trei scăderi, patru scăderi și o facem și pe a cincea și încheiem rândul cu încă 7 piciorușe scurte. La finalul rândului trebuie să avem 19 piciorușe scurte. Rândul 12 îl facem în felul următor. Facem 6 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, după care facem 4 scăderi, facem o scădere, așa, două scăderi, o facem și pe a treia și o facem și pe a patra și încheiem rândul cu încă 5 piciorușe scurte. La finalul rândului trebuie să avem 15 piciorușe. După ce terminăm rândul 12, mai facem încă un rând, adică rândul 13 îl facem tot cu 15 piciorușe. Ne întâlnim la rândul 14. Rândul 14 îl facem în felul următor. Facem 7 piciorușe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe, facem o scădere și încheiem rândul cu încă 6 piciorușe. Facem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rândul 14 l-am încheiat cu 14 piciorușe. Da? Acum, înainte de a merge mai departe, ne luăm sârma, o introducem în picior, ne luăm melană și umplem toată partea asta cu melană ca să putem merge mai departe. De acum, după ce faceți 2-3 rânduri, întotdeauna ne băgăm melană ca să rămână piciorul fix. Că dacă nu băgăm deloc melană până ajungem sus, nu o să fie bine, că o să ne fie foarte greu să băgăm. Și după fiecare 2-3 rânduri ne băgăm melană. Băgăm melană, ne fixăm bine sârma înăuntru și umplem toată partea cu melană. Eu întotdeauna mă ajut de foarfecă. Mi-e mult mai ușor. Uite, prind cu foarfecă așa, încet, am grijă să nu tai nimic și umplu toată partea asta cu melană. Așa. Și împing până în față, da? Să-i dau stabilitate la picior. Vedeți? Toată bucata aia de melană am băgat-o doar în vârf. Mai iau încă o bucată de melană să bag pe partea din spate. Și acum, după ce terminăm de băga melană, de la rândul 15 și până la rândul 36, trebuie să facem 14 piciorușe la fiecare rând. Dar nu uitați, după ce faceți 2-3 rânduri, băgați din nou melană. Mai faceți încă 2-3 rânduri, băgați din nou melană. Deci nu uitați, de la rândul 15 până la rândul 36, inclusiv rândul 36, le faceți cu 14 piciorușe. Aveți de făcut 22 de rânduri.
Spor la treabă, ne întâlnim la rândul 37. Dacă rândul 36 este gata, acum la rândul 37 facem 13 piciorușe scurte. 1, 2, 3, facem așa până la piciorușul 13, da? Și după ce facem al 13-lea picioruș, facem o înmulțire. La finalul rândului 37 o să avem 15 piciorușe. Rândul 38 îl facem cu 15 piciorușe, dar când ajungem la ultimul picioruș, nu-l facem decât de jumătate, că trebuie să schimbăm ața. Ne întâlnim după ce terminăm și rândul 38. Am ajuns la finalul rândului 38, da? Vedeți, l-am lucrat doar de jumătate și acum îmi iau ața galbenă și închid piciorușul cu ața galbenă. Și acum trebuie să mai fac încă două rânduri cu galben, adică rândul 39 și rândul 40 trebuie făcut cu galben. Vă arăt la piciorul celălalt. Vedeți, am făcut două rânduri cu galben. Faceți un picior la care vă tăiați ața și la al doilea picior nu vă tăiați ața, că o să pornim mai departe să facem corpul, da? Dar asta, bineînțeles, în video următor. Deocamdată faceți două rânduri cu galben. Și piciorul nostru este gata. Eu le am pe amândouă gata. Unu, vedeți, am ața tăiată, la celălalt nu, pentru că pornim mai departe să facem corpul. Dar asta în video următor. Avem picioarele gata, mâinile gata. Dragilor, acest video este gata. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc că m-ați urmărit, să vă mulțumesc pentru fiecare apreciere pe care mi-o lăsați aici pe canal, pe care mi-o lăsați pe Facebook, pentru mesajele care mi le trimiteți. Vreau să vă mulțumesc și să vă urez spor la treabă și să vă reamintesc să vă abonați la canal, să vă activați clopoțelul pentru a fi notificate de fiecare dată când postez. Așa nu o să pierdeți niciodată niciun video pe care îl pun. Nu-mi rămâne decât să vă urez spor la treabă, dragilor, și ne vedem în video următor. Pa, pa!